Bun găsit, doamnelor și domnilor, la interviul telejurnalului. Este 1 iunie. Cine nu simte emoție când intră într-o clasă? Dacă ne gândim la trecut, însă acum vreau să rămânem fix ancorați în prezent. Asta de ce? Pentru că avem aici niște olimpici frumoși. Sunteți liceeni, sunteți adolescenți, cu o groază de premii. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și noi. Într-adevăr, săptămâna trecută am fost la San Diego să ne prezentăm proiectul. Am auzit ceva legat de o rachetă. Nu, este de fapt vorba despre o stație spațială, luată din adâncul științei care stă în spate până la design. Sunt unele elemente tratate pur teoretic, adică teoretic e posibil, dar practic mai e de lucru. Ci drept, omul tinde mereu să exploreze cât mai mult, să treacă dincolo de limita pe care o poate vedea, dincolo de orizont. Eu am fost liderul echipei și în plus am mai lucrat pe o parte care ține oarecum de fizică, pe partea de orbite. Așezarea setelmentului în orbite, cum se mișcă ele în orbită și tot felul de detalii de tipul ăsta. Colegul meu, Mihnea, s-a ocupat de design. Am fost eu cu design, am învățat să lucrez într-un program și de acolo a aplicat totul, pentru că având experiență în programul respectiv, am putut să-l transform mai ușor, să fac lucruri mai bune decât să cineva care de departe început. Bianca, cât de greu e să ajungi la un astfel de stadiu, la nivelul ăsta? Lăsând la o parte tot ce înseamnă diplome, medalii. Proiectul nostru este unul inovativ și prin aceste idei încercăm să aducem un plus la ceea ce înseamnă știință, la ceea ce înseamnă astronomie. NASA fix asta încearcă să obțină de la noi și să ne dezvoltăm partea aceasta de design, de inovații. Voi sunteți adulți sau copii? Copii! Să nu credeți că noi nu suntem copii normali, că nu mergem la majorate, că nu ne distrăm, că nu ieșim, dar când ai o pasiune, lași la o parte totul. De exemplu, eu sunt olimpică la chimie și pot spune că aș lăsa o ieșire cu colegii la un moment dat, dacă am o problemă mai dificilă sau un lucru pe care vreau să-l aflu nou. Adică suntem copii normali. V-am surprins mai devreme la tablă. Mi-a plăcut că zâmbeați în clipa în care rezolvați o problemă. Vreau să știu cum s-a creat relația asta, pasiunea pentru cifre. Pasiunea mea pentru cifre a început, să zicem, din clasa 5-a, când am început cu matematică, de fapt. Am început să merg la concurs, mi-a plăcut, am avut o satisfacție când luam un premiu sau ceva. După care, în clasa 8 am început fizic, am descoperit ceva peste matematică, peste cifre în sine, am descoperit o aplicație. Am început cu alternator și am ajuns la mai multe. Alternator? Asta în clasa 8 am început să studiez. Da, și pentru mașină se folosește, scoate energia din energie mecanică, energie electrică din energie mecanică. Sigur, nu este ușor, adică trebuie să muncești foarte mult. Dar evident trebuie să-și placă. Dar eu personal nu consider asta o muncă. Pur și simplu îmi dau așa mici probleme din care se rezultă acele aplicații teoretice pe care vreau să le acopăr. Cum adică? Astăzi vreau să învăț despre algoritmul Euclid, care extrage cel mai mare divizor comun dintre două numere. Mă gândesc la o aplicație practică, la ce îmi trebuie asta. Și pornesc cumva înapoi, de la de ce îmi trebuie la cum îl fac. Și stau, încerc și dacă nu-mi iese și nu-mi iese, mă uit cum a făcut altcineva. Te lași bătut vreodată? Zici, las că o rezolv mâine sau până nu rezolv în ziua aia, te lași. Sub nicio formă nu mă las bătut, dar dacă văd că persistă mai multe zile, îl întreb de un profesor. Matematica îmi place și e o materie deosebită, dar pasiunea mea este pentru chimie. Să înțeleg că tu visezi tabloul lui Mendeleev. Nu-l visez, nu vă imaginez că am poster cu tabloul lui Mendeleev în cameră. Am și eu postere cu formația. Sunt olimpic la chimie, la fel ca și Bianca, dar după cum știți, fizica și chimia nu au o graniță fixă. Tot timpul se întrepătrund, fiind ambele științe ale naturii, se completează una pe alta. Cum ați ajuns voi să fiți o echipă? Și mai vreau să știu un lucru, e imposibil ca la vârsta asta și la orice vârstă, patru oameni aflați în aceeași cameră, patru creiere, să nu aibă păreri diferite și să nu se certe. Există ceartă între voi? De prin ceartă, practic, analizăm idei noi. Și analizăm, luăm mai multe posibilități în calcul,
Nu cred că ne-am certat niciodată. Dacă a fost, am pornit de la o idee și fiecare a încercat să o contureze cât mai bine. Ne-am contrazis până am ajuns la un rezultat bun. Adică am ajuns la ceea ce trebuie, am făcut proiectul și... Există acele proiecte de viitor pentru fiecare și vreau să știu dacă le vedeți ca realizându-se în echipă. Cu toate că avem pasiuni aproximativ comune, eu, de exemplu, vreau să fiu student la medicină, ei... Noi trei, fiecare pe domeniul lui, dar noi cu toții vrem să studiem în America, la facultate. Tu vrei să faci medicină în România? În Anglia. În Anglia. Și voi trei vreți să fugiți în Statele Unite, în Statele cum Unite. Se zice. Bineînțeles. Deci voi veți fi cercetător, nu? Pentru că fizica și chimia către asta duc, nu? Eu personal așa vreau. Tu asta vrei. Tu ce vrei să fii? Visul meu este să devin profesor universitar de informatică. Ce frumos! Adică mie îmi place foarte mult informatica teoretică, dar îmi place și mai mult să le expun altora. Adică eu în acest moment țin un fel de cerc pentru copiii de gimnaziu. Eu le predau... Deci pot să vin să mă scriu. Nu? Aha. Și e greu să predai? Sigur, este mai greu decât să înveți tu, pentru că în momentul în care trebuie să expui, să expui informația cuiva, trebuie să o înțelegi mult mai adânc decât când vrei să o înveți numai pentru tine. Ce alte pasiuni aveți? Eu, ca pasiune, am dansul sportiv. Domnule profesor, pasiunea dumneavoastră care e? Notul. De fiecare dată când am puțin timp, chiar câteva ore, dau o fugă până la bazin și înot câteva ture. Cristic? Nu. Înainte de a descoperi această pasiune a chimiei sau fizica sau chiar matematica în profunzimea ei, obișnuiam să cânt la pian când eram mai mic, la vreo 5, 6, 7 ani. Am fost și pe la câteva concursuri și știu că a fost și acea experiență o parte importantă a vieții mele. Tu cum te împarți cu părinții? Părinții sunt poate cei care ne înțeleg pe noi cel mai bine. Am avut perioade și perioade, dar în momentul de față sunt foarte mândră de stadiul la care am ajuns, pentru că mama pot spune cu una pe inimă că e cea mai bună prietena mea. Ne certăm, ne împăcăm, vorbim, nu vorbim, țipe de urete. Ce nu vă place la lumea de astăzi, la lumea lui 2013? E tendința asta să fim singuratici. Nu ne ligăm într-o echipă. Și... lene. Ignoranța, faptul că România și nu neapărat România, începem să o luăm, curba noastră coboară în ziua de azi și nu este bine ce se întâmplă. Lipsa de interes pentru ceea ce se întâmplă în jur. Adică multă lume, bun, NASA a reușit să trimită un microboțel pe Marte. Oare câți dintre noi știu asta? Oamenii foarte puțin se gândesc la ce se va întâmpla în viitor. De exemplu, ce se va întâmpla cu resursele acestei planete. Știu că este o temă populară în ziua de astăzi, dar nu este nici pe departe suficient de cunoscută. La noi în țară, nu cred că se pune accent pe ce e cu adevărat important pe știință, spre exemplu. La noi în țară, cercetarea științifică știu că nu se ridică la nivelul celorlalte țări. Și pe de altă parte, apropo de ce zicea Mihai cu resursele, în ziua de astăzi mulți sunt interesați, de exemplu când vine vorba de benzină, nu se gândește omul respectiv că practic benzina costă, se consumă din resursele planetei, se gândește să aibă o mașină cât mai scumpă, care să arate cât mai bine, să impresioneze prietena, poate. În câteva secunde, vis de copil pentru fiecare, visul fiecăruia dintre voi. Să fiu astronaut. Să ajung un medic, bun. Deci vreau să devin profesor universitar și, dacă este posibil, și cercetător. Și o să-mi acord și atunci un interviu, nu? Cu siguranță. Cristi? Nu pot spune că am avut așa un vis de copil. În momentul în care eram mic, îmi doream mai mult și acum îmi doresc ca în momentul în care fac ceva să iasă cât mai aproape de perfect. M-am emoționat teribil, sunt de vorbă cu voi. Eu vă spun la mulți ani și la mai mulți ani către NASA și să vă întoarceți în țară la un moment dat, să vă aduceți aminte că aici ați crescut și vă mulțumesc că ați fost de acord să-mi acordați acest interviu. Vă mulțumim și noi. Doamnelor și domnilor, nu uitați să fiți copii măcar azi de 1 iunie. Sunt Ioana Pavel și vă mulțumesc pentru atenție.